s am promis că o să pornesc astăzi dimineață cu explicarea câtorva lucrări din Galeria Ieța și m-am oprit prima dată la această lucrare care este acum în geam și care este pe acest fundal foarte frumos. Și asta nu pentru că e frumos amplasată, ci pentru că lucrarea aceasta povestește un pic mai mult decât despre ea însă și de aceea am și ales-o. Lucrarea se cheamă Familie și a fost expusă prima oară în 1984, 1984 la Într-o foarte mare expoziție pe care Peter a avut-o acolo, la Galeria Baukunst. Se cheamă Familie pentru că Uite, cum vezi și tu, are această, acest element, care este al treilea element, dacă ne uităm la cele două elemente principale, în care unul este mai jos și unul este mai sus, feminitatea și masculinitatea unui cuplu care formează familia, a adăugat la un moment dat acest mic element, care este elementul al treilea, pentru că acest element însă n-a fost apărut de la început. Există o primă variantă de expunere, aceea din 84 a lucrării, care nu avea acest element. Elementul a fost adăugat ulterior, pentru că în viața artistului a apărut un element de uh, biografie care a fost foarte important pentru el și asta s-a întâmplat în 87, când s-a născut Andrei, uh, băiatul nostru, băiatului Petărieța. A apăruse prima oară în creația lui Peter, în uh, anul. 10 ani mai înainte, în 74, sub o formă total diferită. Și sper să se poată vedea aici. E o mică, un mic, o mică machetă, care uh, era macheta uh, făcută pentru o lucrare monumentală. Deci era un fel de cadru al unei lucrări monumentale care se. Îl viza pe Traian Vuia. Peter a, a participat la un concurs pentru. Uh, Monumentului Traian Vuia și a făcut mai multe variante din, acestă, din această compoziție, una dintre ele având ca fundal aceste uh, elemente arhitecturale. Dacă uh, vom vedea cu atenție, însă, ceea ce în 74 erau niște elemente arhitecturale, 10 ani mai târziu, Peter a venit și le-a întors într-un mod foarte simplu și a dat seama că, că această. Uh, deschiderea brațelor pe care le avea lucrarea îi permit să îi dea altă expresie. Și acest proces prin care, pentru Peter, elemente formale, elemente de, de formă, de, de formă a, a sculturii, de așezarea volumului în spațiu, aveau o altă semnificație în funcție de felul în care ele erau inserate în spațiu, l-a însoțit foarte multă vreme în creația sa.